În campionatul municipal de minifotbal vor putea evolua și fotbaliști din ligile a 4-a și a 5-a. Singurii fără drept de joc sunt cei din ligile 1-a, 2-a și a 3-a, precum și jucătorii legitimați la echipele de futsal. În noul sezon vor putea evolua doar jucători care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până la sfârșitul acestui an. Noua ediție de campionat va debuta cel mai probabil la jumătatea lunii septembrie. Meciurile se vor desfășura pe terenul Ramiro din Burdujeni de luni până vineri între orele 18 și 20. Taxa anuală de participare pe care trebuie să o achite fiecare echipă va fi stabilită în funcție de numărul meciurilor și de numărul de echipe care se vor înscrie la startul campionatului.